Am ales acest tema asta pentru a încuraja și pe voi să faceți un astfel de layout, să spuneți în deschid de creativitate, în fapt, să puneți imagini pe voi, de veste vă spun, și puneți-ne în agenda voastră sau pe un colac pe care îi vedeți și două trebuie. Dacă nu ne vedea, și mai rare cum îți vedeți, poate că s-a mai multe lucrurile. Poate că ce nu e ce să înțeleg. Și vreau să acum doar doream un timp de fiecare dată, în marge, cu câte zile și la final de zi, unde vreți să ajungeți. Ok? Un al doilea instrument pe care vreau să-l împărtășesc cu voi, este ceea ce se cheamă dieta de procrastinare. Ce sunt trebuie să fie dieta alimentară? Chiar și dacă la un moment dat n-am luat această promovare, de a avea, de a ne adapta o dietă de procrastinare, ca să spună că prin de zi, de ceea ce vă propun, este să faceți în fiecare zi un lucru pe care l-ați anumat. Foarte simplu, poate să fie, de exemplu, a face parte de dimineața, sau a da un telefon pe care l-ai anumat, sau, de exemplu, să dai o tură de gol, dacă știi că ești foarte rezistent să-ți ia anumită pauză, da? Dacă sunteți interesați să primiți în transformat acesta, îmi scrieți pe mail, contact, avem de alumina cu dată cu eu, că studiu cu procrastinism diet, dieta pentru procrastinare și vă spun exact exact acest formular. Care este ideea? Ideea este următoare. În momentul în care îți plătim cu partea anumită lucruri de bărire care ești rezistent și le faci în fiecare cu continuu că tot poți să-i vântui mai mult și tot mai mult și tot mai mult, este ca și cum ai face un zero fitness, pe care trebuie să ține creierul la lucru. Și vreau să vă împărtășesc să explic în care mea. Am demarat în mod câteva luni proiect, la Ambrite de Coaching se numește, care va avea ca finalitate ca să fie mai mult și mai rezistent al lucru, anumite interviuri pe care le-au fost la externe. Cum este că, la un moment dat, am dat seama că am dat un interviu. La un interviu de astea 3 ore, am avut efectiv o scurtă de ore de mine și să-mi dați ea de pe așa să nu se întâmplă și tot ce s-a întâmplat. Și că mai zic așa, că va trebui să spun pe care să fie de fapt între interviu, că nu știu ce era ce va avea. Și, bineînțeles, cream o senzație de frustrare cumva de rușine, pentru că nu am putut să-mi facă copia așa de interviu, sau și practic copia singura, copia așa. Vreau să vă mărturisesc că aproape o lună de zile, la interval de una, două zile, îmi realizam câte și la orice telefon. De fiecare când îmi realizam, îmi făceam de fără, că nu trebuie, că nu trebuie, și spuneam că nu aș nimic. Și aș fac și nici o parte la universitate, de pe cine ori de lume, mai realizam încă un gând, reușeam cumva să mă amintesc că nu aș nimic. În momentul în care am auzit de fără să spuneți în ziua de aceste instrumente care v-am făcut și voi nu vă nu mai poate. Asta cu asta, puta de care nu știu cum va reacționa persoana respectivă. În momentul pe care am avut, sunt în fața oamenilor cu multe infosate mai bune spre procrastinare, care tu orice tot, trebuie să fac ceea ce sunt capat. Și am terminat cu telefon, am sunat, am trebuit de la sânge, sunt pe care am avut de la vorbă. Sunt pe la sânge de dizai. Și nu am nimic să fac din nou de mine, vreau să fac ceva. A fost o reacție foarte mare, nu am mai văzut ceva, nu am spus ceva, nu am spus ceva, nu am spus ceva, nu am spus ceva, acesta power este de viață, practic știți face fizicul, și la zi, asta făceam în un casă de bucurie, că am reușit să facă acel lucru pe care am tot avut. Și încă un lucru foarte fain, m-a simțit cu părinte, am simțit că m-a luat înapoi cu tăia, și că acela altă favoritor și fizic, de cine vorbeai în urmă, am reușit să dau un lucru pe care să văd și ceva, tot ce mi-a fost de mână, și să trebuie la cumva. Dacă am simțit și tot ce vreau, și la fricea de lucru. Bun. Acesta a fost al doilea exercițiu. Lucruri mici în fiecare zi pe care le-ați abordat și pe care studiile de care simțiți fizică rezistență. Eu îmi mulțumesc fantastic în momentul în care stau de după aceea, mai zis sau zilei a făcut-o. Îmi mulțumesc fantastic cu cei face cu care am fost. Pentru că nu știu cum investește energia în ceea ce nu face, cum investește energia în ceea ce de fapt o să faci. Asta este un instrument de evoluție. Instrumentul numărul 3 pe care vi-l propun poate că n-a fost încă eu. Este tot foarte mult. Ține de activitate sportivă, dar face sport. Sunt studii făcute, este un exemplu un studiu făcut la Universitatea Toronto, din Canada, care afirmă o parte, au făcut două studii diferite pe două grupe de medici. Cei care au făcut sport, în decurs acele zile, au performat mult mai bine. Voi încerca să mă ajută de spune. Împărtășindu-vă finanța faptul că a face sport vă ajută cumva să deveniți mai protectiv. Pentru că atunci când vă fascinez ce face parte, este protectiv și în loc să facem că este cea ce e important de protectiv. E bine, în momentul în care fac sport, se eliberează endorfine, se eliberează serotonină, se eliberează dopamină, este mult mai fericit și mult mai fericit. Și în consistență cu care vă țină știu, mare majoritate care fac sport, oamenii care fac sport, își încerc ziua cu sport. E interesant dacă nu ai adăugat încă
Se pare că în momentul în care facem lucrul acesta, creierul nostru practic este remodelează circuitele și felul în care abordăm lucrurile se schimbă de fapt. Asta este al treilea tip de lucru. Al patrulea, sunt cumva de mediu. Când v-am făcut o sângură de Andrei Agostin, în ultima parte a ulterior, ok? Da. În mesajul lui autobiografică, specifica foarte clar că nimeni nu are voie să se atingă de bagajul de atenția care el Thank you.